Dacă spui wow la acest videoclip, trebuie să-ți dai o palmă. Oh! Ok, băi și fete, de fapt glumesc, acesta este un încerc să nu spui wow challenge, însă numai eu îmi dau palme. Vă rog să nu vă dați palme sau ceva de genul, că nu vreau să se accidenteze nimeni. Însă, fraților, astăzi ne vom uita la un videoclip la care e imposibil să nu spui wow, pentru că nu este o simplă compilație cu momente uimitoare, nu știu ce, ci este un videoclip cu cei mai rapizi muncitori din lume. Uitați-vă la chestia asta, de exemplu, uitați-vă la băiatul ăsta. Uitați-vă cât de rapid spală vasele. Și fraților, gen, sunt 12 minute doar de oameni de ăștia care își fac treaba foarte, foarte rapid. Nu uitați să apăsați butonul de like și să nu spuneți wow. Și în cazul în care nu știți care sunt regulile, nu este doar wow, este absolut tot. Adică, gen, nu poți să zic mamă în loc de wow. Nu, gen, să zici uimitor, chestii de genul, să te miri. Trebuie să-ți dai o palmă, adică eu nu voi. Hai să vedem care e treaba. O să zic să nu mă mir la nimica. Mi se pare interesant ceva ce băiatul ăsta, n-am ce să zic. Foarte tare, frate, foarte tare. Dar nu o să-mi dau o palmă. Ok, băiatul ăsta ce face? Oh my god, mamă, băi, și fete, chestiile alea sunt grele. Am zis, oh my god, mam. Ok, se pare că se mișcă foarte rapid, bro. Are forță, băiatul ăsta, alea sunt grele. Nici măcar nu se uită, frățiorul, vezi să nu îți ajungă degetul în cartofii ăștia. Time is money. Oh, shit. Oh my god, boys. Ok, asta nu mi se pare atât de wow. Asta face în aluat, ok, asta nu mi se pare wow. Am zis wow. Asta poate să facă mai multă lume, bro. Trebuie doar să ai precizie. Ce face femeia asta? Numără bani? Soră mea, n-ai auzit de o mașină de numără bani? Numără bani? Sora mea, n-ai auzit de mașini de numărat bani? Mă, ce mai inutil job din lume. Asta e ce mai inutil job din lume, bă. Vegetables taste better when they're packaged quickly. Ok, bun, asta iară, na. Nici măcar nu se uită, bro. Asta este interesant, bro. Și băieții ăștia... În ce mod, băi? It's a ball. If you want lines painted on it, by all means, roll it around. Wow! Bro, cum face asta? Atât de perfect. E, băi, și fete, ieși da pe speed videoclipul, uite-ți-vă cum se mișcă mâinile, adică nu e mare chestie. Ce-a fost asta? Eu n-aș avea tupeu să fac asta. Hai, lasă-mă! Wow! Băi, vedeți ce rapid bagă băiatul ăsta în plasă totul. Ok, așa sunt pepeni. Cam nașpa de băiatul ăla, că îi dă în cap, da, așa, na. Ok, asta e foarte riscant, pești, fete, nu vă recomand să faceți așa ceva. Aia sunt peștișorii, nice. Ok, asta chiar e drăguț cu peștișorii. This may be a bit unnecessary, but they get points for style. Ok, nici asta nu mi se pare... Ok, bun, e tare, e tare. E satisfăcător să vezi mai ales pepenele tăiat așa, bro. Shake, shake. Framers are a breed all their own. Oh my god, bro! Ok, deci băiatul ăsta, fraților, are... Are foarte mare precizie, doamne, bro, să-ți dai cu ciocanul ăla în degete din greșeală, doamne ferește. A, am mai văzut videoclipul ăsta, băi și fete, și știu că băiatul ăsta la un moment dat a ratat. Asta-i, asta-i. A, nu mi-a dat seama unde. Ce fac mai exact?
Ok. Usturoi. Mamă, ce rapid! Uai, ce vrei și o să sometimes you can go on autopilot and let your colleagues take it easy. Ah, ok, bun, băi, și fete, asta chiar nu-i complicat. Asta chiar nu era complicat. Nu înțeleg ce face aici. Chiar nu înțeleg. Mă depășește. A, ok, asta e... Na, băi, și fete, asta e la orice restaurant. Chiar nu mi se pare iară wow. Am zis wow. Da, am zis din greșeală, de-aia mi-a dat palma încet. Bă, chiar nu știu ce să zic despre băieții ăștia. Na, bă, fraților, așa ar trebui să fie la un... O fi că e vreun împinge tava, ceva ce se servește rapid. Ok. Bun, am mai văzut asta. Asta am mai văzut-o, băi, și vede cu băiatul ăsta de aruncă acolo. Îi merge mintea. Îi merge mintea. Ok. Asta, na, e satisfăcător, fraților, dar nu prea face rapid. Nu înțeleg. Nu știu dacă ar trebui să înțeleg, dar nu înțeleg. Chiar nu înțeleg ce face băiatul ăsta aici. Ok, asta e tare. Băi, am mai văzut asta, frățiorul. Am mai văzut asta, era tot razda. Ok, bă, frate, sunt oameni care își fac treaba și o fac bine, bro. When it comes to French fries, faster is always better. Ok, mi-a n-aș avea tupeu să fac asta. N-aș avea, astăzi să mai vedem o dată. Bro, n-aș avea tupeu să fac asta. Bro, vezi că... Vezi că nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic, boys. Ok, asta chiar e interesant. Lady, that copper wire doesn't stand a chance against you and your highly focused commitment to your. Uitați-vă la sora mea. Ce le pune acolo. Asta e cu borcane, bro. Ok, interesant. Bă, aia de la început erau mai rapizi. N-am să vă mâin, băi și fete. Aia de la început erau mai rapizi. O, știu că și asta e rapid. Asta știu de pe TikTok. Ok. Oh my god, în Italia, bro. Face paste. Jesus, ok, asta e tare. Asta chiar e tare, dau o palmă. Asta chiar e tare. Interesantă și chestia asta. Da, interesantă și chestia asta. But also highly stackable. Oh, am mai văzut asta, băi și fete. Băi, asta nu știu. Dacă ăla explodează, moare toată lumea. Ok, ce e asta? E o folie gigantică?
Nu înțeleg. E, cum îi spune, banda adezivă. Scotch. Ești nebun? This egg cracking is all well and good, but you will be judged by how many shells you add to the mix. Ok, bun, băiatul ăsta s-a dat să face, îi scapă niște coajă acolo. Hai mă, mă lași. Ce-i asta, frate? Asta-i pepene, ce-i asta? Coagalupe? Am văzut asta de la Domino's, băi și fete, băi, nu știu, cred că aș putea să fac mai rapid, să frânesc ceva de genul. Scrieți la comentarii dacă ați spus wow sau nu.